Clinchete de clopoții au răsunat aseară în orașul nostru cu ocazia inaugurării orășelului copiilor din centrul municipiului. Evenimentul a fost inițiat de primarul Marius Creciu împreună cu angajații Palatului Culturii Teodor Costescu. Pe lângă cântecele specifice sărbătorilor de iarnă, cei prezenți s-au bucurat și de un program de colinde susținut de grupul Bordeiașu din Baia de Aramă, condus de Georgeta Corlan. Colindele răsunătoare aduse de fanfara lui Moș Crăciun au făcut ca momentul să fie unul de basm pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Bucuroși, cetățenii orașului Drobeta-Turnu-Severin au venit cu micul mare pentru a fi prezenți la aprinderea iluminatului festiv al orășelului copiilor. Startul a fost dat de către edilul Marius Creciu printr-o numărătoare inversă. Copiii, suntem pregătiți? Da! Putem număra împreună? Bine, deci dacă mă ajutați, o să iese totul bine. O să începem de la 5 și după 1 o să spunem start, da? Da! Voi sunteți și voi pregătiți? Da! Minunați copiii noștri! Deci începem, da? 5! La mulți ani, copii! La mulți ani, Severin! Da, explozie de lumină, de culoare, o atmosferă deosebită, foarte multă lume. Suntem extrem de bucuroși de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Severineni apreciază tot ce facem frumos pentru Severin, pentru copiii noștri. Nimic nu este mai important decât bucuria severinenilor, bucuria copiilor noștri. Avem o lună plină, orășelul copiilor, căsuța lui Moș Crăciun. În decembrie o să avem mini-concerte, colinde, cântece. De la ora 12 până seara târziu, Moș Crăciun îi așteaptă în incinta palatului pe toți cei care vor să facă cunoștință cu Moș Crăciun. Vor fi lucruri deosebite. După 2 ani de pauză sau după 2 ani în care nu am putut să oferim ceea ce își doresc severinenii, în această seară lucrurile reintră pe un făgaș normal. La mulți ani, Severin! La mulți ani, copii! Echipa Palatului Culturii Teodor Costescu a reușit să aducă zâmbetul pe fața tuturor copiilor cu un spectacol de poveste. Ne bucurăm că astăzi am fost gazde minunate pentru sute de copii din Drobeta-Turnu-Severin și nu numai, personaje de poveste și basmă, marionete gigante, figurine, butaforii, luminițe, brazi împodobiți, zurgălăi și foarte, foarte mulți copii fericiți. Am reușit în felul acesta împreună cu toți cei care formează echipa Palatului Culturii Teodor Costescu să facem lucruri frumoase care să bucure de sărbători în sufletele tuturor. Mulțumim primăriei Drobeta-Turnu-Severin, domnului primar Marius Creciu și întregului Consiliu Local pentru faptul că finanțează planul nostru de activități pentru ca beneficiarii culturali să fie cu adevărat bucuroși. Bucuria a fost una de nedescris pentru toți copiii prezenți la eveniment. Aceștia au făcut fotografii cu ornamentele care de care mai colorate și mai luminate. Spune-mi, te rog, cum ți se pare ce a făcut domnul primar pentru voi copii? Foarte frumos. Spune-mi, te rog, ce ți-a plăcut cel mai mult aici? Cântecele. Colindele au adus în sufletul fiecăruia momente de sensibilitate, făcând ca întreg orașul să intre într-o atmosferă desprinsă parcă din poveștile de iarnă.
Oficial s-a dat startul sărbătorilor de iarnă. Evenimentele vor continua pe tot parcursul lunii decembrie, atât pe Promenada Crișan, cât și la Palatul Culturii Teodor Costescu. Iar pentru cei mai mici locuitori ai orașului, surprizele se vor ține lanț.